O măsură mult așteptată de părinți va fi suspendată înainte de a fi aplicată. Ministerul Finanțelor a publicat luni un proiect de ordonanță privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fiscal și promulgarea unor termene, printre care și suspendarea stimulentelor pentru creșe și grădiniță. Ajutorul pentru creșe și grădiniță a fost eliminat înainte de a fi aplicat. Guvernul suspendă această măsură din cauza unei erori la întocmirea bugetului. Dacă aveți copii cu vârste până în 6 ani, puteți să-i cereți angajatorului să suporte cheltuielile cu creșa sau grădinița. Puteți primi până la 1.500 de lei pe lună. Asta spuneau autoritățile guvernamentale în urmă cu o lună. La fel ca și cu celelalte promisiuni din campania electorală, guvernanții nu s-au ținut de cuvânt. Ajutorul pentru creșe și grădiniță va fi eliminat înainte de a fi aplicat. Sunt niște oameni la conducerea țării care a distrus totul. Vedeți noastră toate clădirile astea de aici? Sunt făcute de noi, de comuniști. Am fost noi, așa cum am fost, cum să vă spun eu, criticați, dar totuși am făcut ceva. Acești oameni și-au făcut pentru ei, pentru noi n-am făcut nimic. Ei nu sunt de acord, dar ce putem face noi? Nu vedeți că nu suntem, nu fac numai ce vor ei. Ne închid în casă, că e coronavirus, că e ce este și în final bani la buget. Amenzele care sunt... Nu știu și cum îi cheamă. Cine o fi ales guvernul ăsta, nu știu, că nu am votat. Credeți că era un ajutor pentru părinții care au copii la... Acum, cu alea pentru copii. Păi nu vedeți că nu dă. Nu mai mint. Mint ce spun. Că dă, azi dă mâine numai, că nu mai dă, uită. Oamenii s-au săturat să fie mințiți de actuala guvernare. Toate facilitățile românilor vor fi îndepărtate anul acesta din cauza unei slabe administrații.